A, uitați-vă ce aici. De afară, vă rog. De acolo, dar de ce? Păi sunt ziarist, vedeți că am legitimație. Dar de ce nu mă lăsați? Dar nu aveți voie aici. Dar cine zice că nu avem voie? E cu sond de acces, vă rog. Păi sunt ziarist, am legitimație de presă. Nu e voie cu legitimație de presă? Nu. De ce? Păi dacă asta e dispoziția... De la cine aveți dispoziție? De la cine a dat-o? Cine a dat-o? Nu știu, mergeți la biroul de presă, domnule. Da? Nu știți? Da, vedeți limuzinele, asta vroiam să vă arăt, să vedeți limuzinele. De 100.000 de euro la un partid social-democrat. Ce limuzine au. Nu? Nu trebuie să vadă lumea. Ia uitați-vă aici. BMW. Hai să vedem ce model e ăsta. Ia. Hai să-l vedem. Ia. X5. Ia uitați-vă acolo. Vedeți? Ia uitați-vă ce merțan. A? Cum e? Și vreau să vă arăt, să vedeți aici. Ia uitați. BMW și Porsche. A? Domnule, ce facem, domnule? Nu avem invitație la congres, ce putem să facem? Arătăm limuzinele oamenilor, nu? Foarte bine. Partid Social Democrat, Porsche Panamera 4. Nu e de voi, ni se respirăm în teritoriul ăsta, că e al lor, domnule, l-au luat de tot. Porsche Panamera 4, aveți idee cât costă? Nu. Nimeni nu știe cât costă, nu? Ia uitați-vă ce e aici. Ai mers pe unde să, prin ce zonă intră? În partea cealaltă, da, da, da. Undeva în partea aceea o să fie. O să fie, n-a venit. Na, încă n-a venit, nu l-am văzut. Thank you.
Bună ziua, vă plac limuzinele? Plac pe mei. Aveți idee cât costă? Am și eu una la fel. Ce faci, domnul Ionel? Ce să vă mai arăt, oameni buni? Deci este salonul auto. Ați văzut și la congresul, la comitetul executiv PSD, mașini de 10 sute de mii de euro. Salonul auto este aici la congresul PSD, ci că Partid Social Democrat. Vă dați seama, haideți să vă mai arăt o bijuterie de mașină și o să începem de aici să facem comentariu. Ia uitați-vă aici. Ia. A? Ia scrieți acolo cam cât costă un Lexus LS460. De la Partidul Social Democrat, da? Deci nu vorbim de Partidul Oamenilor de Afaceri. Bun, deci nu vorbim, oameni buni, de Partidul Oamenilor de Afaceri sau de Congresul Managerilor din Industria IT. Deci uitați-vă aici, da? Îl vedeți? Lexus LS460. Și nu este singura mașină de lux de aici, din parcarea sălii Palatului. Am reușit să pătrund, să mă strecor așa ca un spion 007, pentru că nu te poți strecura. Vâlcea e un județ sărac, da? E, dacă te uiți la mașina șmecherului de la PSD care a venit din Vâlcea, n-ai spune că e un județ sărac. Dom'le, ai spune că în Vâlcea este sediu Microsoft. Ia uitați-vă ce limuzină are șmecherul PSD-ist din Vâlcea. Ați văzut? Din Vâlcea, oameni buni. Vâlcea, județul Vâlcea. Din un județ care nu este super dezvoltat. Haideți să vă mai arăt, să vedeți ce poate să fie aici. În parcare le luăm așa una câte una. Poate le și recunosc oamenii din teritoriu. Tot am vorbit de Vâlcea. Ia să vedeți. Vâlcea se pare că e un județ foarte bogat și noi nu știm, oameni buni. Vă spun eu ceva, acolo se desfășoară niște activități. Haideți să vă arăt. Ia uitați-vă aici. Ia. Hai, mă. Ia uitați-vă aici. Vâlcea, îl vedeți? A6. A? Cum e? E un județ bogat, Vâlcea, nu e așa? Vâlceni, știați că sunteți așa de bogați? Știați că trăiți într-un județ foarte bogat? Dom'le, judecând după limuzinele șmecherilor de la PSD care au venit aici la congres, parte dintre ele sunt parcate aici, trăim într-o țară foarte bogată, oameni buni. Foarte, foarte bogată. Noi nici nu știm în ce țară bogată trăim. Singura problemă e că toată bogăția asta e la ei în conturi. E în limuzinele lor, este în vilele lor, în piscinele lor, în terenurile lor cu nocturnă. Hai să vă arăt o bijuterie de Touareg, da? Volkswagen Touareg. Ia uitați-vă aici. A? Niște zeci de mii de euro costă o limuzină de asta. Social-democrată. Deci social-democrația, de fapt, în parcarea Congresului, vezi de fapt ce înseamnă social-democrația în România. X3. X3 din Ilfov. Hai să vă mai arăt, să mai vedeți, că e spectacol aici. Deci este salonul auto București, nimic pe lângă ce vedem aici. Ia uitați. Alt SUV. O grămadă de mașini foarte scumpe. Hai să vă arăt ce o bijuterie BMW. Așa, ia uitați-vă, așa. Puneți prețurile să le vadă lumea, ia uitați-vă, BMW. Deci suntem în parcarea sălii Palatului. În mod normal n-ar fi trebuit să intru aici. Nu știu cum de-am intrat și cum de nu mai am încă cineva pe sus. Ia uitați-vă, Q7. A? Ce ziceți, frumos, nu? Se uită alegătorii PSD-iști care au votat pentru un kilogram de făină și pentru un kilogram de zahăr. Vă uitați, vedeți? Știți câte kilograme de făină face o mașină din asta? Nu știu, cred că tiruri de făină. O mașină din asta, un șmecher PSD-ist, face cât tiruri de făină, nu? Aveți idee cât ulei poți să cumperi dacă cu banii cu care a fost achiziționat acest BMW? Atenție, oamenii care sunt veniți aici, ca să rețineți ce vă spun, pentru că este foarte important. Vreau să vă arăt și bijuteria asta. 750. Asta am mai văzut-o la comitetul executiv PSD și mi-a scris cineva că face vreo 100 și ceva de mii de euro mașina asta. Cât? Aia cât e? 250 de mii de euro? 250 de mii de euro. Ia uitați aici, vedeți? Ia uitați ce mașină frumoasă. A? Vă place luxul? Cam câte pensii, cam câte salarii minime credeți că face o mașină din asta? Suntem aici, la congresul PSD. Mai un pic și intru în clădire și iau microfonul și spun lui Dragnea că un infractor nu poate și nu trebuie să schimbe legile justiției ca să scape de pușcărie. Oare se uită alegătorii PSD la aceste imagini? A? Vă uitați la aceste imagini, dragi alegători PSD? Vă place? Hai să vă mai arăt. Ia uitați ce e aici.
este salonul Auto București. Mașini de lux. Cât e? 300.000? Aia? De Ferrari cu ea. V12. Ia uite, ia uite. Ați văzut? 350.000. Care este problema, oameni buni? Și vreau să vă comentez pe tema asta. Până nu vine poliția, jandarmeria să mă ia pe sus, că în mod normal n-ar trebui să fiu aici, că s-a interzis accesul pe aici. A venit un polițist local, mi-a zis: domnul Mălin, chiar trebuie să faceți asta? Da, chiar trebuie să fac asta. Haideți să vă povestesc care e problema, oameni buni. N-ar fi fost nicio problemă cu aceste mașini de lux dacă aici era convenția managerilor din, nu știu, din industria IT. Dacă aici era convenția companiilor multinaționale din industria auto, da? Sunt firme private, fac producție, e dreptul lor să vândă. Dacă aici era măcar o întâlnire a, nu știu, a programatorilor, a unor oameni care lucrează în mediul privat, problema care este, oameni buni, că toți șmecherii care au venit în aceste mașini de sute de mii de euro sunt bugetari. Toți șmecherii care au venit în aceste mașini de sute de mii de euro aici, dacă le iei veniturile legale, nu ar fi putut să-și cumpere nici măcar oglinda. Nici măcar oglinda, da? Dragnea, din salariul lui de prefect și de președinte de Consiliul Județean, da, n-ar fi putut să-și cumpere nici măcar oglinda de la acest BMW, zice lumea, că ar costa nu știu câte sute de mii de euro. Nu știu, că nu mă pricep. Înțelegeți? Asta este problema. Cum este posibil ca niște oameni care sunt bugetari să aibă asemenea limuzine? Înțelegeți? Și DNA-ul i-a prins pe unii dintre ei cu mici mecherii. Păi aici ar fi trebuit să vină DNA-ul, jandarmii ar fi trebuit să fie de jur împrejur, nu ca să îi păzească pe ei, ci ca să stea toți înăuntru, să vină DNA-ul și să ia mașină cu mașină și să-i întrebe: prietene, de unde ai bani, de unde, cum? Tu ești președinte la Consiliul Județean, ai un salariu de 4.500 de lei și tu ai o mașină de 200.000 de euro. De unde sunt banii ăștia? Ce este și mai interesant, ca să înțelegeți ce nivel de manipulare poate să fie în țara asta, sunt aici mii de oameni aduși de PSD din toată țara. M-am uitat la fețele lor. Oamenii amărâți, mulți dintre ei, să știți, oameni foarte săraci. Și au venit aici, au trecut pe lângă aceste limuzine și nu s-au dus să ia decât pe aia dinăuntru, să-i scoată afară, să le spună: băi, păi noi murim de foame în județul Călăraș, în județul Vâlcea, și voi vă dați cu mașini de 100.000 de euro. A? Înțelegeți? Despre ce vorbim? De ce este o problemă cu imaginile pe care le vedeți aici? Pentru că astfel de imagini, da, întreabă cineva: păi nu, ANAF-ul, vă spun eu la ce lucrează ANAF-ul. ANAF-ul lucrează să blocheze conturile oamenilor cinstiți, să vă trimită dumneavoastră scrisori pentru 50 de lei că vă blochează conturile, dar pe ANAF nu-l interesează că un șmecher dintr-un județ PSD-ist se plimbă cu o limuzină de 200.000 de euro. Le-ați văzut aici? Le-ați văzut ce fel de mașini au PSD-iștii? Haideți să vă mai arăt ca să-i vedeți foarte bine. Da? Să vedeți ce lux este aici în parcarea sălii palatului. Ia uitați-vă aici. A? Are cineva idee, dacă vă uitați, Gabriel? Mișto, de știu că tu ești cu... cunoști prețurile, ia. A? Cam câte... cam câte... câte sticle de ulei se pot cumpăra cu... o casă de pariu se pare pe tunecă să știu. Ia, avem aici pe cineva nervos, sunteți supărat? Ia, să nervos, te-am întrebat sunteți o casă nervos, da? De pariu. Dar nu puneți mâna pe mine, puteți să vorbiți fără să atingeți, știți? Vreți să faceți, jucați la pariuri? Da. De acolo-s banii pentru limuzina? Da. Am înțeles, da. Uite, iată un PSD-ist nervos, nebărberit, zice că ar fi de la casele de pariuri. Vedeți? Zice că de acolo ar fi. Probabil că Dragnea stă la pariuri toată ziua, stă pe internet, nu? Și face pariuri, da. Ia uitați. Da. Îi vedeți? Tratamentul ți-l luași? Da. Ți-l luași tratamentul, halatul. Înțelegeți ce se întâmplă, oamenii ăștia? Pentru că v-am vorbit mai devreme despre oamenii amărâți. Ăștia pe care l-ați văzut pe cetățeanul lângă mine, are o față așa de interlop. Ăștia sunt șmecherii prin care ei își desfășoară activitățile infracționale în teritoriu și găsiți legați de lumea interlopă. Pe cetățeanul care a venit lângă mine, dacă iau print screen cu fața lui și o caut, cum pariu că îl găsesc mare șmecher, sau scrieți-mi dumneavoastră că sunteți mulți, îl găsiți mare șmecher interlop, cine știe pe unde, pe la Alexandria, pe la Craiova, pe la Râmnicu Vâlcea. Înțelegeți? Dar haideți să ne întoarcem la subiectul nostru de discuție. Cum este posibil ca niște oameni care teoretic sunt bugetari și lucrează în instituții de stat în județe foarte sărace să se plimbe cu asemenea mașini de 10 și sute de mii de euro și nimeni să nu întrebe pe ei de sănătate, să întrebe: domne, dar de unde ai veniturile? Că mie, de exemplu, mi-au blocat ANAF-ul toate conturile. A zis: domne,
Nu se poate, Mălin Bot în anul 2012 i-am recalculat și mai are să ne plătească. Domne, dar lui ăștia nu ne recalculează ANAF-ul? Păi ăștia nu-i întreabă ANAF-ul. Domnul de la ANAF, n-ai o problemă cu cetățeanul acestei limuzine să-l întreb, domne, dar dumneata de unde ai, domne, banii aia? De unde ai banii pentru asemenea limuzină? Tu fiind bugetar și angajat la stat, înțelegeți? Ce bani fac ei fiind angajați la stat? Ia uitați-vă ce e aici. E bine că jandarmeria ne supraveghează, ne filmează cu atenție. Bine ar fi dacă n-ar fi mascat să aibă și ei niște elemente de identificare, o insignă, o ceva, o... Nu, n-ar fi bine? Să aveți o ceva, să scrie acolo, să știu și eu de unde sunteți. Dacă vorbiți urât, eu pe cine reclam? Jandarmul cu mască. Ar trebui să aveți un număr, ceva. Dacă nu mă înșel, așa și prevede legea, că ar trebui să aibă un număr, ceva. Bun. Cam asta este, oameni buni, reportajul din parcarea Partidului Social Democrat. Da? Ia uitați, aici niște figuri celebre, comici vestiți ai micului ecran de la Partidul Social Democrat. Ia uitați, îi vedeți? Costume de mii de euro din limuzine de sute de mii de euro. Partid Social Democrat, atenție, social democrația, știți ce înseamnă, nu? Doctrina oamenilor săraci. Domne, doctrina oamenilor săraci din Q7, din Q7, doctrina oamenilor săraci e o mare șmecherie, nu? Vă dați seama, el când se plimbă cu BMW-ul ăsta, nu? Ia uitați-vă ce frumoase, nu? Cam cum vede el județul când trece prin satele alea sărace, cam cum vede el șmecherul ăsta PSD-ist, a cui o fi BMW-ul ăsta? Nu știu a cui o fi, dar aici sunt numai PSD-iști, înțelegeți? Pentru că e parcarea exclusivă a PSD-iștilor. Aici eu n-ar fi trebuit să intru, n-ar fi trebuit să fiu, dar am intrat cu tupeu. Cu tupeu, că eu sunt mai tupeist. Și am intrat, pur și simplu am pătruns, m-am băgat pe după garduri, a venit un polițist local la mine, n-a îndrăznit să îmi zică nimic. Dar, ia, haideți să vă mai arăt aici de unde a început, că asta este ea. Știe cineva cât costă Lexus? Lexus LS460. Lexus LS460. Știe cineva cât costă? Să scrie pe acolo, oameni buni. Scrieți. Înțelegeți despre ce vorbim? Și acolo față sunt oamenii amărâți. Oamenii amărâți pe care au adus cu autocarele 5.000 de oameni ca să-și arate Dragnea puterea și forța. Și a pus jandarmerie de jur împrejur, nu poți să treci. Mă mir cum de încă n-au venit să mă ia jandarmii cu duba. Nu poți să treci, de jur împrejur e jandarmerie. Și oamenii ăia amărâți vin aici la Congresul PSD, trec pe lângă aceste limuzine ca să înțelegeți, oameni buni, ce popor suntem. Pentru că și oamenii care susțin PSD-ul fac parte din poporul nostru. Sunt români de ai noștri. Sunt frații noștri, da? Sunt români, vecinii noștri. Și ei au fost aduși cu autocarele și ei trec, oameni buni, pe lângă astfel de limuzine, oameni săraci care n-au ce mânca pe la țară, cei care votează PSD-ul. Și au adus cu mile aici, ei trec pe lângă aceste limuzine și nu iau de gât pe PSD-iști să le întrebe, bă, dar cum vă aveți voi, mă, mașinile astea? Ia uitați-vă aici, BMW frumos, ia. A? Cum e? Ia să vedeți, ia uitați. Călăraș, da? Domne, Călărașul este, dacă nu știați, centru european IT. Microsoft, Oracle, toate. HP, Hewlett Packard, toate au sediu în Călăraș, că altfel nu pot să-mi explic cum de poate un bugetar să aibă din Călăraș o asemenea mașină, un șmecher PSD-ist. Ia uitați-vă aici. Asta este ușor tunată, da? Nu i-au scos elementele distinctive de pe ea, știți? Ia uitați-vă aici. Aici avem șoferul. Haideți să vedem, poate vrea să ne spună cât costă mașina asta. Hai să vedem. Poate e înțelegător și vrea să vorbească cu noi. Bună ziua! Aveți o mașină foarte frumoasă. Cât costă? Cât costă mașina? Ne spune cine o? Sunt oamenii curioși. 3.000 de oameni curioși se uită și se întreabă cât costă mașinuța asta. Nu este de PSD mașina. Mașina este de la o firma care organizează. Nu avem nicio treabă. Am înțeles. Nu sunt PSD. Deci, dar ce firmă organizează? Ne spune cine o? Nu pot. E firmă privată. Am înțeles. Dar de ce ar fi venit o firmă privată cu limuzine atât de scumpe la congresul unui partid? Care e ideea? Care e logica? Dorea să arate ceva sau care e? Am vorbit prea mult. Da. Bine, nu-l stresez pe om pentru că nu-i persoană publică, nu știu cine este, dar ați văzut ce ușor e prins cu minciuna când le pui a doua întrebare. E o firmă privată. Ok, care e logica? De ce să vină o firmă privată la congresul PSD-ului? Ați văzut imaginile live montate în acest reportaj mare de pe YouTube?
Am mai vrut să înregistrez un pic pentru că în live-ul de pe Facebook îmi căzuse bateria, s-a întrerupt. Ați văzut limuzinele? Ce este amuzant, ca să înțelegeți că dacă am fi trăit într-o țară normală, Dragnea era scos de mustață afară de către oamenii pe care el i-a adus. Ce este amuzant că în timp ce eu fotografiam aceste limuzine de sute de mii de euro, vocea lui Dragnea se auzea vorbind despre pensii decente. Deci el face gargară, vă dați seama, au adus 5.000 de oameni sau cât au adus săraci din toată țara ca să vadă ei cât de puternic e Dragnea. A vorbit cu secretara Carmen Dan, care i-a sunat pe generalii de carton, generalii fără coloană vertebrală, generalii lichiele din Ministerul de Interne, care au zis imediat să trăiți, doamna ministru, faceți ce vreți dumneavoastră, doamna ministru, umblăm și în patru labe toți generalii, în patru labe umblăm în jurul salii palatului dacă vreți, că asta este problema, înțelegeți? Problema cu țara asta nu este neapărat că ajunge o secretară ministru. Problema este cu oamenii care ar trebui să fie profesioniști în domeniile lor. Atunci când vine un astfel de politruc, ar trebui să-i spună: tanti, nu se poate, întrucât legea jandarmeriei prevede că jandarmeria apără și ocrotește drepturile cetățenilor, nu congresele partidelor. Înțelegeți? Dar când Ministerul Administrației și Internelor este plin, plin, colcăie, de general lichele, general din carton, oameni fără școală, cu diplome primite ei fiind semi-analfabeți, da? Când Cucoș, șeful jandarmeriei, se duce în uniformă la televiziunea unui infractor, ca să înțelegeți despre ce nivel de licheliști și serviliști vorbim, ne mai mirăm că dă din papuc, din toc, dă doamna Carmen Dan din toc și generali în patru labe vin la ea în birou și cheamă toată jandarmeria din România și cred că au chemat jandarmerie și de pe altă planetă, pentru că e foarte multă jandarmerie. E foarte multă jandarmerie, deci aici... Stat polițienesc. Da, este un stat polițienesc, spune lumea. Înțelegeți problema care este? Problema este cu lichelele, cu oamenii fără coloană vertebrală din instituții. Cu aia este problema, pentru că ar trebui să-i se spună unui ministru care nu înțelege, că o secretară nu înțelege. Ea e secretară, atât o duce capul. Și ea pune mâna pe telefon și sună un secretar de stat de la Ministerul de Interne, care sună șeful jandarmeriei, zice: vreau toată jandarmeria în stradă. Și el ar trebui să-i zică: doamnă, stați un pic că nu e numai PSD-ul în țara asta, mai sunt și alți oameni de păzit și alte obiective și alte lucruri. Oamenii ăștia, dacă îi aduc într-o zi de sâmbătă, trebuie să le plătesc ore suplimentare și știți că noi nu putem să le plătim. Adică un om profesionist ar spune aceste lucruri și ar bloca tendințele exagerate ale unui politruc care nu înțelege, săracul, nu știe pe ce lume trăiește. La noi problema asta este: nu sunt profesioniști în instituții. Și cu cât sunt mai sus pe funcții, cu atât sunt mai lichele. De la ministru, dacă lipsi un ministru, secretar de stat, șefii pe arme, șeful poliției române, șeful jandarmeriei, cu cât sunt mai sus pe funcții, cu atât ei sunt mai lichele și mai lipsiți de coloană vertebrală. Și în timp ce Liviu Dragnea vorbea despre pensiile minime, da? Noi vedem aici limuzinele, da? De lux, de sute de mii de euro. Eu mă întreb, o limuzină din asta... Ia uitați-vă, BMW, da? Cam câte pensii minime despre care vorbește Liviu Dragnea or fi într-o limuzină din asta? Stați să o vedeți. Ia uitați, BMW-ul ăsta, GT-ul, vedeți? Cam câte pensii minime face un BMW din ăsta? Nici nu știu. Facem poze, uitați-vă pe pagina mea de Facebook și pe blogul meu și la galeria foto cu aceste mașini. Direct. Deci, oameni buni, ăsta este iahtul, vaporul cu care merge domnul Oprișan, V8-ul, care merge el așa prin Vrancea, prin județul Vrancea, care nu e un județ foarte bogat, știți? În Vrancea nu se fac venituri bugetare atât de mult încât să-și permită un bugetar, domnul Oprișan, toată viața lui bugetar, portofel bugetar, da? Ia uitați-vă ce mașină are domnul Oprișan, ia uitați-vă un pic așa să vedeți ce lux e aici, piele, da? Domnul Oprișan, călăul județului Vrancea. Da? Cu mașina asta se plimbă domnul Oprișan, baronul de Vrancea. Mergem puțin mai în spate așa ca să o vedeți. Este iahtul lui Oprișan, iahtul pe patru roți, cu care Oprișan se plimbă prin țară. Vedeți că sunt numai mașini de lux aici la PSD.
bugetarii care au venit aici, socialdemocrații, au mașini de sute de mii de euro. Când a fost comitetul executiv PSD, am făcut o evaluare cu un amic de la o revistă auto, pe care l-am rugat să facă evaluările minime ale mașinilor PSD-știlor. Le-am prezentat așa la minim, să nu se spună că exagerăm, și am primit foarte multe reclamații de la cei care se pricep, care au recunoscut mașinile și care au spus: domne, toate prețurile ar trebui să fie duble. În privința acestei mașini, mi s-a spus că este peste 100.000 de euro această Toyota Land Cruiser, cu care se plimbă domnul Oprișan din județul Vrancea. Domnul baron Oprișan, portofel. Da. Serios, da? Au închiriat restaurantele de aici, da? Păi au bani pe sediște. Sunt 7 rânduri de jandarmi, inclusiv în da, parcul, și aici. Da, peste tot e jandarmerie, nu? Peste tot. Da, păi. M-a luat de acolo cu insulte, i-am zis de nu da, s-a văzut, așa. Da. Și mi-au zis că este închiriat. Zic, nu închiriat, și România e închiriată, zic, perfect. Da, toată România e închiriată de... Toată România e închiriată de Dragnea, dar mă rog, el nu închiriază, că ar trebui să plătească ca să închirieze. El... Și a luat-o așa. Deci vedeți, dragi prieteni, asta este iahtul domnului Oprișan, baronul de Vrancea. Da, peste 100.000 de euro mi-au spus cei de la reviste auto. Domnul Oprișan, care toată viața lui a fost bugetar. Toată viața lui a fost bugetar din momentul în care poliția TF l-a prins cu portofele pe unde l-a prins. A fost bugetar. Uitați, în județul Vrancea, vedeți mașina. Iahtul care se plimbă, baronul de Vrancea. Un social-democrat adevărat, nu? Care a distrus un județ întreg. Cam despre asta este vorba. Spunea cineva, scria pe Facebook, că de fapt aici la sala Palatului s-au întâlnit hoții cu proștii. Acum eu nu-mi permis să jignesc electoratul PSD, dar a spune că s-au întâlnit șmecherii cu naivii. Șmecherii au fost cei dinăuntru, care s-au reales pe funcții, Dragnea, toată camarila lui, și naivii sunt cei de afară. Cei de afară care... Hai să vedeți ce fețe fac PSD-știi când aud de mine. Ia uitați-vă, ia. Mulțumesc. Uite, cineva îmi spune și respecte, vedeți? Mai sunt și oameni ok pe aici, nu? Bună ziua! Spuneți! Domnul Neamț a plecat? E dincolo. Nu știu dacă a plecat sau nu, dar trebuie să fie peste drum. Unde? Peste drum, traversat și peste drum. L-ați auzit vorbind? Da, da, da. Peste drum ar trebui să fie unde se aude gălăgia aceea, unde sunt protestatarii. Culmea, ați văzut cineva ieșit de la PSD și a întrebat de domnul Neamț. Dar haideți să vă mai arăt că... Trebuie să vă arăt, oameni buni, pentru că e emblematic. Deci este emblematic pentru România și pentru PSD. Acest monstru de mașină cu care se plimbă domnul Oprișan, acest iaht auto, da? Îl vedeți? Iaht de lux, auto. Domnul Oprișan, baron de Vrancea. Deci este emblematic. Unu, pentru că domnul Oprișan a fost bugetar toată viața lui. Doi, pentru că domnul Oprișan conduce județul Vrancea, nu știu de când îl conduce, de când lumea, de când s-a inventat județul Vrancea. Când a fost inventat județul Vrancea, a scris acolo, ursitoarele au scris, ei inventat pentru Oprișan. Și trei la mână, pentru că județul Vrancea este un județ sărac. Nu este un județ cu o economie bogată. Este un județ care a dat foarte mulți emigranți, foarte mulți oameni au plecat de acolo, mulți în Italia, înțelegeți? De ce? Că există o legătură între mașina asta de lux, de 100.000 de euro, între iahtul ăsta de lux și rata emigrării. Cu cât este mai sărac județul, cu atât sunt mai bogați și mai scăldați în lux baronii PSD. Sigur, la PSD e fenomenul ăsta, baroniada, da? Deci ăsta este iahtul domnului Oprișan, îl vedeți aici. V8, Toyota Cruiser. Domnul Oprișan, unul dintre baronii PSD. Ați văzut și restul parcului auto. Gabriel, te uiți, zi repede cât costă.
Congresul s-a terminat de vreo 2 ore, vedeți acolo este mașina lui Oprișan și mașina lui Dragnea, acea Skoda de acolo. Deci Oprișan și cu Dragnea și încă un șmecher din PSD care are acel X cât o fi, sunt încă înăuntru și discută. Și au plecat aproape toți. Toți șmecherii din PSD, l-ați văzut și pe Adrian Dobre, purtătorul de cuvânt al PSD. Toți au plecat, mai puțin Dragnea, Oprișan și mai este cineva important cu acel Audi. Îl vedeți acolo. Acum au rămas probabil cei din Camarila direct al lui Dragnea care primesc felile de tort. Știți? Ăștia au mai rămas și dusterurile care sunt de pe la ministere, ceva miniștri. Am stat degeaba. Să acum pleacă și televizorul.